Astăzi vom calcula frecvența cardiacă prin metoda rapidă. Metoda Big Box este bazată pe același principiu. Este folosită atunci când avem un ritm regulat. Numărăm din căsuță în căsuță și în cazul acesta avem 5 căsuțe și ne oprim la 60. Dar metoda mea preferată în acest caz este Big Box. Pur și simplu împărțim numărul de căsuțe dintre două R-uri la 300, astfel obținem frecvența cardiacă. Pentru a practica pe EKG-uri reale, vom folosi aplicația Diagnosas. Prima etapă este să numărăm căsuțele dintre două eruri. În acest caz avem 5 căsuțe, așa că împărțim 300 la 5 și ies 60 de bătăi pe minut. O altă metodă rapidă este să numărăm câte eruri sunt pe un strip de 6 secunde. În acest caz avem 10 eruri, așa că le mulțim cu 6 și ies 60 de bătăi pe minut. Prima metodă Big Box este folosită pentru ritmul regulat, iar a doua metodă de 6 secunde este folosită pentru ritmul neregulat. Să nu uităm că EKG-ul poate avea un strip de 6 secunde sau de 10 secunde. În acest caz avem stripul de 6 secunde.